Mesajul din această dimineață l-am intitulat, este un mesaj pe care l-am rumegat în inima mea, l-am intitulat Ce-ți rămâne la final? Ce-ți rămâne la final? Este o imagine care mulți spun că este un fake, dar nu contează. Se presupune că aia este singura casă în anul 2008 a avut loc un uragan destul de puternic în Statele Unite, și pe coasta de sud a fost ras aproape un oraș întreg și aia a fost singura casă care a rămas. Nu despre lucrul ăsta este vorba despre uraganul I Ike, ci este o imagine care poate arăta ce se poate întâmpla cu viața noastră în contextul în care suntem înconjurați cu milioane de oameni, miliarde de oameni. Tu poți face diferența. Tu poți decide de astăzi, în conformitate cu Dumnezeu, ce anume, cum anume să rămâi la final. După ce vine furtuna, după ce vine dezastru, după ce uh, vine acest uragan care se poate întâmpla în viața noastră aici sau se poate întâmpla la final, ce anume va rămâne în picioare. De aceea, ca să punem acest titlu în în textul biblic pe care l-am pregătit, vă îndemn să deschideți Cuvântul Lui Dumnezeu la 1 Corinteni, capitolul 3. Și vom citi începând cu versetul 6 și vom încheia cu versetul 15. Cuvântul Domnului spune așa, Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una și fiecare își va lua răsplata după la lui. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia seama cum clădește deasupra. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este, și cu toți spunem, Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului va face cunoscută că se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelie aceea va rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Textul acesta, dacă ar fi să extindem puțin contextul în care se află, în care Pavel se adresează, este acela al unei dezbinări. De fapt, Pavel când scrie 1 Corinteni, 2 Corinteni, răspunde la niște nevoi, la niște întrebări, la niște probleme pe care conducerea bisericii din Corint au pus-o. Iată că în 1 Corinteni, capitolul 3, apare acest conflict pe care corintenii îl aveau în biserică. Biserica să scindase în două, poate chiar mai multe uh, găști, tabere. În două. Unii erau pentru Pavel și spuneau, noi suntem al lui Pavel pentru că Pavel a pus aici temelia. Alții spuneau, noi suntem al lui Apolo. Și noi știm din cuvântul lui Dumnezeu, citim în cuvântul lui Dumnezeu, când Acuila și Priscila l-au luat pe Apollo și l-au antrenat mai adânc în cuvântul lui Dumnezeu, când el nu cunoștea toate lucrurile așa cum le cunoștea Apollo și Priscila, totuși, chiar și în momentele acelea, el era un om care era în ungere și predica în ungere. Și cuvintele lui erau alese. Era un om care, care era mânat de Duhul Domnului. Chiar dacă cunoștințele lui nu erau acolo unde, erau lui Apollo și Priscila. Aculea și Priscila. Deci, uitându-ne la contextul problemei unde apare acest pasaj care tocmai l-am citit și a cărui titlul l-am dat ce să rămâne la final, pentru că așa se încheie. Va veni focul și va arde, ori lucrarea fiecărui va fi scoasă și va fi pusă la iveală. Pavel spune foarte clar că tocmai faptul că au ajuns să fie dezbinați, să se certe, era dovada nu maturității. Dacă ar fi să ne uităm așa foarte pe scurt în câteva cuvinte la ce se întâmplă în biserica din Corint sau cum arăta biserica din Corint, pe lângă problemele care le aveau, totuși era o biserică efervescentă, în care Duhul Domnului lucra. Erau profeții, era lucrarea Domnului activ acolo. De ce spun lucrul acestea? Pentru că este singura biserică care este învățată mai profund despre darurile spirituale. 1 Corinteni, capitolul 12, acolo vedem cum Pavel spune care sunt scopurile darurilor spirituale și noi ne-am obișnuit daruri spirituale, de fapt cuvântul acolo este daruri supranaturale. Și iată că din star, când vorbim despre darurile Duhului Sfânt, nu vorbim despre daruri naturale. Vorbim despre daruri supranaturale. Deci Duhul Domnului era în acțiune, Duhul Domnului lucra, era o biserică care probabil și creștea. Nu ca cea din Efes, pentru că tradiția ne spune că Biserica din Efes era una dintre cele mai mari biserici din Antichitate, cu influența cea mai mare. Și ne spune și Cuvântul. Dar, vedeți, noi punem anumite etaloane, anumite uh, păreri, de exemplu, despre maturitatea spirituală. Dacă Duhul Domnului lucrează, dacă se întâmplă vindecări, dacă se întâmplă minuni, înseamnă că suntem maturi spiritual. Și Pavel, dacă te uiți cu atenție, începând de la versetul 1, 2, 3, până la 6, de fapt spune că nu este așa. Deci eu nu v-am putut hrăni cu lucruri tare, v-am hrănit doar cu lapte. Iar faptul că se întâmplă și și certuri în mijlocul vostru este dovada imaturității voastre și mai grav a carnalității voastre. Adică cu alte cuvinte sunteți niște credincioși care umblați în carne și nu în Duhul. Sunteți niște credincioși care trăiți în firea pământească și sunteți călăuziți de firea pământească, de aceea, în conformitate cu Galaten, îți poți explica de ce aveau și probleme sexuale. Că atunci când ești călăuzit de fire, fir, călăuzirea de fire aduce moarte. Moarte spirituală. Și Pavel începe să pună o rânduială începe să dea învățătură, începe să formeze acolo o cultură a casei, învățându-i pe oamenii aceia din Corint care sunt lucrurile de bază și de unde trebuie să înceapă. Primul punct. Ca să vă pot răspunde la ce-ți rămâne la final, ca să-ți poți răspunde pe foaia ta la ce-ți rămâne la final, îți voi da trei întrebări care te vor ajuta să ajungi la final. Cine ești? Ce ești? Ce anume ești tu? Cum te definești pe tine? Stai aici în biserică și nu dau doar un exemplu. Poate ești în închinare, cânți la instrument sau cânți cu vocea. Poate ești în predicare implicat sau poate ești la bun venit sau poate ești la G1. Ce ești tu? Cum te definești pe tine? Care este statutul tău? Cum intri tu în prezența Domnului atunci când începi să slujești? Câți dintre voi ați mers pe la, și nu fac referire la serialul la, Sferbinți, dar fiecare dintre voi care aveți, câți dintre voi aveți bunici în satele astea mai, mai sărace, C care seamănă cu satul ăla? Mă, tu să aveți bunici în carte rezidențiale, ok. Am înțeles, bun. Ăștia care, ne -am, uh, care, care am fost mai lo loviți de soartă și <laughs> am ajuns în satul din asta, aproape de Slobozia, Buzău, uh, Craiova, Dolj, spacol, da, ok? Mi-aduc aminte și nu pot să-mi scot din, din, din mintea mea că nu contează. Ca să fii mândru, nu contează ce ai. Mândria este în inima omului și se exprimă prin ce ai. Mi-aduc aminte cum erau niște prăpădiți de țărani care coborau după o bicicletă care nu știu dacă a mai durat săptămâna următoare. Dar când coborau după bicicleta aia, zicea că este cel mai mare om de afaceri din cel mai tare merțan posibil. I-am pus uh, niște sârmă și își podobea bicicleta cu tot felul de dopuri purnale de plastic ca să scoată și sunet. Și nu știu unde găsise el la ce tractor, găsise un stop, îi pusese și stop pe spate. Vedeți, nu, nu contează ce ai ca să trăiești într-o imagine falsă despre tine. Vedeți, poți să fii predicator și să spui, uite, te uiți la biserică și zici, biserica asta, mi se, creșterea bisericii mi se datorează sunt bun. Sunt un bun teolog. Cunosc teologie sistematică. Am ungere. Fraților, asta se întâmpla în Corint. Unii erau cu teologie sistematică pentru că Pavel era teolog. Iar noi am mai carismatici, Duhul de viață literal moară. Vrem cu Apollo, că asta când se roagă pică 10. La Pavel mai pică așa, unul, doi, rar, odată pe an, dar asta la fiecare slujbă. Sau mai ceva, mai, mai, la fiecare mișcare de mână. Și atunci s-a produs această dezbinare în biserică, pentru că oamenii începeau să vadă distorsionat nu lucrarea, nu pe Pavel, nu pe Apolo, ci distorsionat prin prisma la cei credeau despre sine. De fapt, cea mai mare. Problema pe care o poate avea omul nu este diavolul, ci propria ta persoană. Modul în care te privești. Îi spuneam la cineva, de fapt, cineva mi-a spus, bă, dar tu ești învățat când te urci pe scenă, n îți dai drumul. și mă vreau să spun, am mari emoții. De cele mai multe ori, de fiecare dată când mă urc, predic de ani de zile, am cele mai mari emoții. Și motivele sunt diverse. Cel mai mare motiv este acela că îmi dau seama că sunt responsabil de a transmite și de a mă lăsa folosit de Dumnezeu ca să dau mai departe cuvântul lui, nu ce cred eu. Putem citi acasă teologie, putem citi acasă Biblia. Venim la biserică nu ca să aflăm teologie, în primul rând teologia e foarte bună și o apreciez și mă hrănesc, venim la biserică să primim Hrană, revelație, care să ne transforme, care să ne provoace, care să ne pună pe genunchi dacă trebuie, ca să, care să ne, să ne pună să ridicăm mâinile. Avem nevoie de hrană proaspătă. Uitați-vă aici ce spune Pavel despre sine. În versetul 6 zice Eu am sădit, Apollo a dat. Știa foarte clar ce face, cine face, ce anume face și cum face. Da? El știa foarte clar cine sunt eu, ce treaba am eu. Știți de unde văd lucrul asta? Nu zice că el, eu am sădit, Apollo a audat. Haideți să mergem puțin la versetul următor. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic. Te-ai gândit vreodată și să stai să meditezi faptul că Pavel se considera sunt nimic. întoarcem la versetul uh, 6. E important să ne uităm la partea a doua din versetul 6. A venit Evanghelistul cu tare și a predicat pf, și a crescut Biserica. Nu vă pot să ridicați mâna. Mulți am crezut. Băi, omul are o ungere, puf, a crescut biserica. Băi, omul are o învățătură, a crescut biserica. Nu, nu? Gândim așa? Un moment de onestitate, da? Dar uitați-vă ce spune. De ce să considere nimic? Pentru că chiar dacă el să chiar dacă Apollo udă, Dumnezeu face să crească. actorul principal în zidirea bisericii nu este apostolul, nu este profetul, nu este evanghelistul, nu este învățătorul, nu este păstorul, ci Dumnezeu care face să crească. Și lucrul ăsta apare în textul nostru de două ori, îl sublinează. Dumnezeu face să crească. Dumnezeu face să crească. Dumnezeu face să crească. Dumnezeu face să crească. Pentru că atunci când marea revelație care coboară peste Petru și îi spune Domnului, tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu, Domnul Iisus îi spune, nu carnea și sângele tău, sângele tău. Nu carnea și sângele tău au spus lucrul acesta. Ce a fost o revelație de la Duhul. Și atunci începe să-i spună, Petru, tu ești o petricică. <laughs> Vrei să știi valoarea? Ok, Vreau să înțelegeți un aspect, pentru că suntem aici cu culori foarte diferite. Veniți unii din context în care vi se spune, de... nu, nu vi se spune, rectific, sunteți spălați pe creier. Ești important! Ești important! Ești fiul de Dumnezeu! Și numai lucrurile astea spumoase, care anulează faptul că ești un rob. Și cuvântul rob pe care Pavel îl folosește în fiecare scrisoare, pe care o scrie și cu care salută, niciodată nu zice eu, marele apostol al neamurilor, cel cu ungerea divină, care vin în mijlocul neamurilor, prințesa lui Dumnezeu, și voi, surorilor, prințeselor, el fiecare epistol începe Pavel rob al lui Iisus Hristos. Știi ce înseamnă cuvântul rob acolo? Sclav. Câți din creștinătate se mai consideră sclavi al lui Dumnezeu? Hai să spun un lucru. Marea majoritate a creștinătății îl consideră pe Dumnezeu sclav. Asta e realitatea. Dumnezeu este sclavul vostru care vă dă, care vă face, care vă ajută, care vă conduce. Câți dintre noi ne mai considerăm sclavi? Să ne oprim și să spunem, aici este robul tău sau roaba ta. Spunem, stăpâne, cum să fac și ce să fac. Bisericile nu se distrug pentru că a fost diviziune între doi lideri, Pavel și Apolo. A fost prostie în mintea ta și în inima ta. A fost rebeliune în inima noastră. A fost carnalitate în inima noastră. Pentru că Dumnezeu a plecat din vizorul nostru. Pavel spune, știți de ce? Pentru că chiar dacă eu ud, chiar dacă eu sădesc și chiar dacă Apollo udă, se îngrijește de lucrare, vreau să înțelegeți un lucru. Dumnezeu face să crească. Dumnezeu face să crească. Dumnezeu face să crească. Dumnezeu face să crească. Și noi, ca biserică, nu trebuie să uităm asta niciodată. Dacă Dumnezeu lucrează în mijlocul nostru, nu că este Pavel sau Apollo, ci că El face să crească. Amin? Amin. Fraților, creștinismul nu este despre un om. Nu este despre o mișcare. Nu este despre un network. Nu este despre o filozofie, este despre o persoană. Una singură, Iisus Hristos. Iisus Hristos. Și întorcându-mă aici, vreau să pun privirea voastră și într-un alt unghi. Dumnezeu a făcut să crească. Dacă treaba este a lui Dumnezeu să crească, ce se întâmplă cu bisericile care nu cresc? Nu este important, mai aud filozofia asta, nu este importantă creșterea, ci sănătatea. Nu este importantă creșterea, ci sănătatea. Să fii sănătos. Hai să ne imaginăm o mamă care se uită la copil. Hai, vino, 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 hai la mine. așa. Uite, face doi, trei pași. Ah! Nu am apucat de mâini. Și le-am brațe, și le-am brațe, te sperie așa. Vezi copilul cu are barbă. Și ce din jur zice, E... Așa s-a născut? A, nu, 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 nu. Dar, dar ce s-a întâmplat? Nimic, nimic, nimic. E sănătos tun Sănătos tun Are 35 de ani, într-adevăr. Dar e sănătos tun N-a răcit niciodată. Așa gândiți, fraților. Băi, nu trebuie să creștem. Suntem sănătoși. Hello! E o schimbare, o metanoia trebuie făcută în această dimineață în mintea noastră. Dacă Dumnezeu face să crească, dacă El este responsabil să crească, de ce nu crește? Problemă de logică. Pentru că cei care răspunde sădit și udat, o fac. Simplu. Puteai merge la școală mâine. Dumnezeu face să crească. Dumnezeu face să crească. Și ei poate că n-au înțeles și Pavel zice, băi, băi, n-ați înțeles. Citim în continuare versetul 7, căci nici cel ce sădește, nici cel ce udă, nu sunt nimic. Ai curajul îndrăzneală în această dimineață să te unești cu cuvântul lui Dumnezeu, nu cu mine. Și ai întrezenia să spune, eu, eu, eu. sunt nimic. <gângătări> eu sunt nimic. Aici stă frumusețea. Oameni buni, am stat și mă gândeam vara asta și m-a apucat depresia, recunosc. Și De ce în capul lui Dumnezeu? Așa m-am gândit. Doamne, și în capul tău? Să alegi un om mic și butos și care nici nu vorbește bine și să faci să crească. Și domnul <fixi> Ești nimic. Dar dacă faci ce trebuie, eu îți garantez că va crește. Vedeți? Și mi-a dus, domnule, de ce când, când zic că să zi, se pare, băi, ha, Dumnezeu dă peste ceafă. Da, mă, îți dă peste ceafă și una la fund dacă vrei. Nu crezi lucrul ăsta? Că domnul nu dă cu nuiaua peste cap. Câți dintre voi ați citit în Scriptură că domnul nu folosește nuiaua? Puțin, restul citiți Biblia. Dumnezeu folosește nuiaua pentru cine? Mulțumesc, soră. Vrei să te iubească, domnul? Pentru că avem momente când avem nevoie de nuia. Vreau, vreau să vă spun, avem momente. Nu ne place? Întreabă-ți copilul vreodată când ai folosit nuiaua, nu ca să-i arăți vecinii României. <laughs> Pentru cei care ați făcut școala în timpul comunismului, știți că chestiunea aia cu care s-a arătat vecinii României <laughs> era folosită și în momentul când se uitai Batista acasă. Ups! A, nu când zbierai la profă. Nu, 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 când îți uitai Batista acasă, te chema și îți dăia câteva la palme. Hello? Mulțumesc, fraților! Deja mă simțeam ca Elie. Mai sunt șapte, mai sunt șapte mii. Fraților, ăștia mai uh, după Revoluție. Uite, așa făceam și acum nu mai pot să-mi scot din creier. Băi, mi-am făcut temele și eu. Bineînțeles, printre, ultime, printre, puținele zile în care făceam temele. Dar mi-am făcut temele și mi-au dat toată acasă. Și de la clasa a întâia, până la patra am avut un învățător. Un învățător. Și acum îl văd. Era, era dita mai dihania de om, bineînțeles, că eram eu mic în clasa întâia, dar l-am văzut și după când aveam 20 de ani, el mi era așa, zic, bă, ce mare era asta când era mic. <laughs> și din cauza distorsionării, vezi, în conformitate cu vârsta, vezi lucrurile prost. Dar, și asta nu înseamnă să fii bătrân, dar, pentru că aminte, stăiam cu mâinile întinse, când ne-am zis, cine nu și-a făcut tema să, să vină în față. Cai tu cu teme. Păi nu l-am. Ești afară. Ești în față. La tablă. Și am făcut acolo vreo 5, -5 inși Și acum mai pot să-mi. Domnul, mi-a făcut temele. <laughs> mi-a dat la dispoziție, cred că atunci am alergat cel mai rapid până acasă să-mi aduc. Mi-a zis, ai la dispoziție jumătate de oră să-ți aduci caietul de teme. Și atunci am maraton, frate. M-am dus și am adus caietul de teme și am fost iertat. Domnul bun. Să știi. În veci durarea lui. Așa că nici cel ce să dește, nici cel ce udă nu sunt nimic. Ci Dumnezeu care face să crească din nou. Frate, când înțelegi că ești nimic, Dumnezeu face să crească. Puțin știu, dar la vârsta de 17-18 ani Dumnezeu a făcut o trezire în liceul în care a fost. Prin mine. M-a folosit și a revoluționat un liceu printr -o, un singur pocăit. Un singur pocăit era în liceul ăla. Singur pocăit. Și un an și ceva de zile, o rugăciune simplă. Nu aveam rugăciuni complicate. O rugăciune simplă. Când mergeam spre școală, atât ziceam, Doamne, vreau să se știe că prin liceu ăsta a trecut un om foarte mic, cu un Dumnezeu foarte mare. Simplu. Și Dumnezeu a lucrat puternic. A fost o adevărată trezire. Când conștientizezi că fără el nu poți face nimic. Nimic. Versetul 8. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una. Și fiecare își va lua răsplata după săneala lui. Sunt tot una. Adică nu contează. Nu contează dacă. Bă, ăsta ăla care pune temelia. Pastorul fondator. Ce vorbești, frate? Pastorul fondator e totul. După el nu mai poate să fundeze nimeni nimic. Pavel zice, băi, tot, tot n-ați înțeles. A, ăștia, a, asta era gașca lui, lui Pavel. Pastor fondator? Ce vorbești, frate? Apollo a venit așa să ude. Dar să mânța. Hallelujah! E de la Pavel. Mai ați regăsit lucrurile astea prin biserici. Acum, na, treceți puțin de textul biblic. E răspunsul și pentru noi, după 2000 de ani. Biblia. Biblia. Și zice, ei sunt la fel. Ei își vor lua răsplata. Dar nu uitați un lucru. Dumnezeu face să crească. Spune, Dumnezeu face să crească. Să crească lucrarea aceasta, să crească viața ta, să crească familia ta, să crească afacerea ta, să crească lucrarea în care ești. Amin? Amin. Dumnezeu face să crească. Când noi îl punem pe el acolo unde este locul. Amin? Amin? Bun. Ok. Să înțelegi ce ești și punctul 2, a doua întrebare care te ajută astăzi, ce faci? Ce faci? Haideți să citim în continuare versetul 9, căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Amin? Spune, noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Amin? Câți dintre voi sunteți lucrători împreună cu Dumnezeu? Dar ce mă, vă cheamă Pavel și Apollo? Păi nu, asta zice textul. Pavel vorbește despre el și Apollo. Și eu nu mai sunt prințesă. Pavel vorbea de... Dacă vrei să înțelegi un text corect, textul corect este acesta. Eu, Pavel, și Apollo, suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, iar voi sunteți ogorul și clădirea lui Dumnezeu. Ogorul și clădirea lui Dumnezeu. simt așa în Duhul meu cum pic, picaj de multe avioane. Frate, hai să spun un lucru. Și sor. Și tu, și sublinez, poți fi lucrător împreună cu Dumnezeu. Dar mai întâi trebuie să fii ogorul lui Dumnezeu. Ca să ajungi să semeni, trebuie mai întâi să produci sămânța. Și ca să ajungi să produci mai întâi sămânța, înseamnă că cineva a sădit în tine și-a udat. Amin? Amin? Nu știu dacă înțelegeți un lucru. Eu vă încurajez și uh, sunt 100% pentru, pentru asta. Citiți. Hrăniți-vă. Luați multe resurse, cât puteți voi duce, unii mai mult, alții mai puțin, în funcție de harul Domnului, care a fost dat fiecăruia dintre noi, după măsura de credință. Hrăniți-vă, dar un lucru, tot ceea ce vei culege de pe net sau din cărți, nu va fi înlocuit de principiul pe care Dumnezeu l-a lăsat în lumea asta până la venirea sa. El a trimis pe ucenici, nu la tipografie. Duceți-vă și tipăriți toate cărțile voastre și trimiteți-le în lume și vedeți care din cei 12 scoateți bestseller astfel încât lumea să audă despre mine. Cam așa sună creștinismul de multe ori. Nu, nu? Ucenici. Ucenici. Recunosc, nu sunt confortabil absolut deloc și o să mă vedeți că nu am să folosesc niciodată cuvântul acesta și dacă am să-l folosesc vreodată, în felul acesta sau expresia aceasta, vină și bate pe omer și îi spui, băi, fănică, mai ții minte? Mai ții minte undeva de mult în anii 2018, nu o să că na, da, la bătrânețe după 90 de ani poți să fii senil și să uiți că l ai promis ceva. Eu sper să nu. Eu sper să plec cu ultima învățătură dată din cuvântul Domnului în mod sănătos de pe acest pământ. Amin? amin? Și nu la tinerețe, la bătrânețe. Dar, nu o să mă vedeți folosind expresia ucenicul meu. Pentru că Domnul Iisus nu ne-a trimis în lume să ne facem ucenici, ci să-i facem ucenici. Tu nu ești chemat să-ți faci ucenici, pentru că dacă ești chemat să-ți faci ucenici, și deja inițiatorul unui cult nou. Băi, ai văzut? Au pus în oraș. Șerbănoi? Dar ce e asta? Păi de la șerban și niște oi alu șerban. E un nou cult. Șerbănoii. Și restul sunt ucenici. Ok? Fraților, noi suntem chemați în conformitate cu cuvântul Dumnezeu, în Matei 28, ni se spune asta clar, să-i luăm pe oameni și să-i învățăm să păzească tot ce ne-a poruncit El, să învățăm cum să devină ucenici împreună cu noi al lui Isus Hristos. Amen. Știți ce, de ce mă feresc să spun lucrul acesta? Pentru că o să citim imediat în versetul 11, Pavel avea o filozofie foarte clară. Și deja am văzut-o exprimat în alte cuvinte. El este Nimic. În momentul când tu începi să-ți faci ucenici, îți clădești sinele tău. Îți clădești sinele tău. Și deja ți-ai ridicat o barieră, deja ți-ai ridicat un zid în calea binecuvântului Dumnezeu în ce te privește pe tine personal. Versetul 10. După harul Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia și un altul clădește deasupra. Vedeți cum folosește Pavel? Odată spune, măi, eu sunt ăla cu semințele, am pus semințe și dacă e să vă lăudați de un dar, uitați de ce, pentru că am pus semințe. Dar atenție! Toată gloria lui Dumnezeu. Pentru că El a făcut să crească. Amin. Poți să pui semințe, poți să dai cuvinte și să nu crească. Câți dintre voi ați făcut tot ce vă stă în putință și cum anume vă stă în putință și nu a crescut? Și zici, păi nu, a crescut, nu, nu s-a întâmplat nimic. Nu e vina lui Dumnezeu. Undeva ceva este greșit la mine. Înțelegeți? Uh! <laughs> mă simt cam singur după două luni. Când Dumnezeu îmi promite că îmi va. Atenție, trebuie să vă puneți mintea ancorată în Cuvânt. Dumnezeu îmi promite în Cuvântul Său, nenumărate ori, nenumărate ori, că îmi va binecuvânta lucrarea mâinilor mele. Este scris sau nu? Începând cu Deuteronom 28, unele, acolo lucrurile sunt clare, unde Dumnezeu Băi, vreau să vă dau o listă. Uite cum vă binecuvântezi și uite cum vă povestești. Vă, vă si, simplu. Și regăsim lucrul ăsta din nou și din nou în scripturi. Adică Dumnezeu, dorința lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și perfectă. E perfectă. E desăvârșită și el vrea să-ți binecuvânteze lucrarea mâinilor tale. Când lucrarea mâinilor tale nu este binecuvântată, nu întreba. De ce, Doamne? Te și zi, unde, Doamne, este ceva ce trebuie să schimb? Când am înțeles principiul acesta că Dumnezeu, dorința lui Dumnezeu este să crească și chiar dacă eu făceam tot ce îmi stăteam putință și nu creșteam, am înțeles, stai puțin, e foarte posibil să faci lucruri foarte bune, nu bune, lucruri foarte bune, dar să le faci greșit. Este scris în cuvânt sau nu? Domnul Iisus zice, să nu ne rugăm ca păgâni. E, e bine să ne rugăm. Și cui le spune, oameni buni? Le spune la oia din lume, băi, când veniți în biserică să nu mai vă rugați la Maria. Că așa înțeleg, nu, adaptat. Așa înțelegem. Dar nu asta le-a spus. Le-a spus ucenicilor. Și ce? Poți să faci lucruri bune, dar cu atitudini greșite. Poți să faci lucruri bune dar în feluri greșite. Adică poți să faci lucruri cu bune cu atitudini greșite în felul următor. Adică poți posti, dar să fii un fățarnic. E bine să postești. Mai ales eu. Mâine, mai de normal că tu poți să el fără vegetale. Da. Câți dintre voi, așa când ați postit, în moment de pocăință publică. Câți dintre voi, câți dintre voi ați postit? Hai să o luăm așa. Mulți. Câți dintre cei care ați postit și ați ridicat mâna, ați avut momente, oameni buni, de onestitate, eu sunt primul, eu deja o să nu fi condamnat. Ați avut momente când ai postit, simțeai nevoia, de aceea nu știu cum, simțeai nevoia să, te, să faci cunoscut faptul ăsta că tu postești. Nu, 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 de ce? Post postesc. Ah, și dintr-o dată tu nu mai era un nimic. E egic apostolul. Drei spirituale, nimeni nu mai face ca tine. A? Ah? Sau câți dintre voi, Că Domnul Iisus nu zice doar despre post, zice și despre rugăciune. Că nu că o faci doar într-un fel greșit, ca păgânii, dar o poți face cu atitudine greșită, ca fățarnicii. Câți între voi când știei că îți vine rândul să te roști, tu deja ai repetat rugăciunea aia minte de vreo 3-4 ori. Stai că nu e accentul bun aici, a? bă, dar nu e așa poetic, mai trebuie să găsesc un psalm repede. <laughs> și ne regăsim pe noi în circunstanțe în care Trăim ca fățarnicii și facem lucruri ca păgânii, lucruri bune, scrise în cuvântul Lui Dumnezeu, pline de putere, dar fără rezultat. Înțelegeți? Că indiferent în ce context te afli, tradițional sau mai liber, contemporan, putem deveni fățarnici și legaliști, prin și în formalism, a suzurat într-o biserică liberă. Dar liberă cu adevărat. Că... Și unde se dansează, unde se ridică mâinile și așa. Și tu, chiar dacă vii dintr-o biserică, să nu zic biserică tradițională, că știu cum e acolo, dar să vii totuși dintr-o biserică unde se mai aplaude, unde se ridică mâinile și totuși să ai un moment care... Când biserica în care ai venit nu, nu, ai, nu ai fost ca oile duse la tăiere. În biserică, era, el mai liber să faci lucrurile mai natural. Și ne-ai ridicat mâna. Ce credeți că numai în bisericile tradiționale, dacă ai ridicat mâna acolo, toată biserica se trebui, Ce faci asta? Crezi că numai acolo? Trebuie să se vezi și până alea libere. Tot. Și ce vor gândi? Pentru că ei sunt liberi, el vor gândi, Să are nevoie de ajutor. Așa? Nu, nu, o spun eu ce vor gândi. E împietrit. Clar. E împetrit, are păcat în viața lui. Hello! Am fost odată, o dată într-o conferință când Dumnezeu a început să miște lucrurile astea în, în uh, generația mai veche de aici. Cât cunoașteți cântecul uh, a apărut prin anii 92-93? Hei, hei, România! Hei, hey, România! Ok, bun. Eram într-o conferință Eram în procesul asta se întâmpla undeva prin anii 2000-2001, într-un proces de resetare totală a vieții mele spirituale. Și în conferința asta începe cântecul. Hei, hei, România. Și eu aveam alte teme, recunosc, aveam alte teme de meditații spirituale. Și stăteam și mă uitam la ce se întâmplă. Și am fost șocat. Hei, hei, România. Hey, hey, România, România, a -a -a. <laughs> Și atunci mi-am dat seama că unii care spun despre carismatici că sunt spălați pe creier au dreptate. Băi, oameni buni, până unde ne poți duce lucrurile fără să le mai judeci? Vă dați seama că putem cânta? Mi s-a întâmplat, așa o fac o paranteză, o glumă, cât timp stăteam în închinare astăzi, băi să nu cânte, în ridic ochii către cer. Că dacă îmi ridicam ochii către cer, <laughs> închinarea mea se finaliza. Pentru că eu sunt un tip fixist. Și pentru că nu era finalizată lucrarea, mi s-ar fi tăiat toată, toată, închinarea. Acum, mulți dintre voi au primit revelația că l-am primit-o și eu. A fost o glumă, ok. Și am stat în contextul ăla de conferință și mi-am dat seama, băi, oamenii aceștia, nu știu ce fac. Nu știu ce fac. Ce faci tu? Cum faci tu lucrurile? Ce, ce, anume faci? De ce le faci? În felul în care faci. Aud slavă Domnului legat de închinarea modernă din biserica noastră. Am avut o discuție ieri cu cineva, provine dintr-o biserică tradițională. Și uh, Penticostală. Și uh, nu ca să puteți să înțelegeți că în celelalte tabere, nu, nu nu rezona. Și vorbeam despre tobe închinare, ridica mâinile și. Uh, da, muzica nu e prea contemporană și așa, cu lumească și context. uite, există această declarație. Slavă Domnului că Dumnezeu nu ne-a lăsat cum anume să ne închinăm sau nu ne-a lăsat stilul de muzică în scriptură. Câți dintre voi? Ok, bun. Foarte eronat. Dumnezeu nu că nu ne-a lăsat, ne-a lăsat o carte întreagă despre stilul de muzică. Despre stilul de muzică, despre cum anume să se facă muzica, câte instrumente să fie, ce fel de instrumente. Eu știu că vă deranjează pe unii, dar cuvântul zângănitoare l-a folosit Cornilescu, ce să fac? inspirat de Duhul sau nu. Nu știu, poate că omul a fost în dilemă. Zic, cum să scriu mai instrumente zângănitoare? Vă spun eu cum. El fiind prea ortodox a zis, stai mă că m-am scos, că și ăla zângăne. Că delnița. <răzări> și atunci îi duc în partea aia și am liniștit. Cu alăuta, cu toba, cu toate astea. Cu hora, am fost în Israel în iunie și eu zic că a fost harul lui Dumnezeu să print două contexte în două locuri diferite. Una la mormântul lui David. Intrăm în, la mormântul lui David, îl vizitam acolo și vine un, 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 un evreu ortodox, din ăsta radical, vine nu -n 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 -n! și zice ce-am făcut greșit, că la ăștia trebuie să fie atent. Că a făcut și ne ia de mână și începe. Na, 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 Și am fript, al... i zis, stai, stai, așa, lăsați, dansați voi și vă filmez, frate. Că -o să mă creadă că la mormântul lui David am făcut horă. N-avea nicio problemă lângă o mormânt să fac o, o horă și să-l laude pe Domnul. Și apoi mergem pe stradă, în altă zi, în mijlocul Ierusalimului,

S-a terminat o nouă ediție a Torei, pentru că Tora la ei nu se tipărește. Tora la ei se scrie cu mâna. Și s-a terminat o nouă ediție a Torei și o introduc în sinagogă. <laughs> mă gândeam cum ar arăta când s-a terminat Fidela sau uh, Thomson. <laughs> Oameni bun! Cine ne învață pe noi despre religie? Noi învățăm pe evrei sau de la... Unde suntem noi altoiți? Eu știu că în cultura unei evrei sunt altoiți în noi. Nu, nu, noi suntem altoiți în măslinul cel vechi. Dacă e să învățăm modalitate de închinare, măi, ai, ai să rezon. Și am zis, știi, frate, poate pentru tine ce cântăm noi este lumesc, dar ce cântați voi cu toflea... Mi-aduce -mi aminte de altceva, înainte să mă pocăiesc. Și nu zic că e rău. Dar vedeți, suntem așa de în gândirea și în judecata noastră că a este rău, dar asta că mergi la nu meu a devenit adevăr absolut. Oameni buni. Într-adevăr, putem îmbrățișa stiluri diferite. Eu dacă m-aș duce undeva la sat și aș începe o biserică, n-aș începe în felul ăsta. Știu, fratele Romii, acordeonul, cu, Avem câțiva frați care ar merge pe linie și ne-ar ajuta în direcția asta. Că nu sunt numele, nu dar numele că am promis. Dacă toți sunteți interesați, era vorba despre Cristi, dar. Dar mergem și facem, frate! Facem! Mi-aduc aminte când aveam o biserică, începusem o biserică și majoritatea veneau din contexte foarte sărace, oameni oameni de țară și noi worship, Hillsong. song, au săracele femei acolo și ele? cum. Și odată, nu știu ce mi-a venit, am zis, bă, hai să cântăm numai toflea. Hai, luăm. Și am luat toate cântecele. Trezire, frate. Trezire a fost. Au venit surori la mine, plânse toate. Frate, asta să cântăm de acum încolo. Vedeți, nu-i vorba despre ce crezi tu, ci despre caută cântecul inimii respective. Și ajută să se exprime. Dacă mă duc, mă duc aminte într-o biserică baptistă, eram și pastorul senior prezenta un misionar din nu știu ce junglă. Și el nu știa prezentarea, că prezentarea filmului conține și momentul ăla de trezire. Da? Deci pur și simplu printr-un misionar s-a produs o trezire. Când au înțeles triburile alea ce înseamnă jertfa lui Isus Hristos, au început să salte, să danseze și nu mai știa ce să facă. Zice, este cultura lor și modul lor de exprimare. Zice, Frate, 80-90% din România cum se man își manifestă bucuria? Nu înțelegem că am moștenit influențele religiei strămoșilor noștri, și anume o scindare între religie, între lumea lui Dumnezeu și bucuria normală, omenească. Că să ducă te uiți cum e la biserică, la binecuvântare, stau toți și te așezi, da? cine a murit? Nu, nu, că e a celor doi. Aha. <ră> și după ce se termină. Aia, aia foarte serios și pioși, se duc și rub dușumelele. Păcatul, rum. Nu, frate, așa e în inima noastră. În felul nostru de a ne exprima. Am fost într-o biserică de negri, 4000 de negri erau acolo. Și eram cu un frate care venea din context baptist, biserică carismatică, în afara țării. Deci, noi eram cei mai împietriți oameni din biserica aia. Și era o bătrânică în mine, a sudat de numă. Deci a fost penibil. Te simțeai... <laughs> Din cauza că punem bariere care Dumnezeu nu le-a pus. Vedeți? Pavel. Vorbim de oameni care au fost implicați în zidirea unei biserici care a crescut. Că Pavel nu zicea unor 10 oameni din biserică, știți, de 30 de ani sunteți, Dumnezeu este bun, aleluia, nu contează când am crescut, e bine așa, suntem toți sănătoși. Când Dumnezeu zice că Dumnezeu face să crească, el știa la ce se referă. Că scutea ochii ce? ce, a crescut, mă, de când ai sădit tu? Nu? Dacă el spune, știi ce am făcut eu? Eu am semănat, apoi a venit și au dat. Eu am venit și am pus temelia, iar el a venit și a clădit deasupra. Și de ce a făcut Dumnezeu să crească? Pentru că nu a făcut lucrarea oricum. Uitați-vă cum a făcut-o. Ca un meșter, zidar, înțelept, a pus temelia. Nu oricum, ca un meșter zidar, înțelegi cuvântul acolo, este ca un arhitect. Adică, cu alte cuvinte, ceea ce nu fac multe biserici este ca să-și facă planuri. Când îți faci proiectul? Când ai tu la fundație? Am ajuns la acoperiș, bă, nu trebuie să faci nici proiect. Îți faci proiect și dacă nu te grăbești ca să-ți pară rău după ce ai terminat casa, când mi-aduc aminte că m-am dus prima la, 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 la un proiectant, că ne gândeam să începem proiectul unei case noi și omul foarte onest cu noi. Deci, dincolo de faptul că ne-ar fi luat banii, omul a zis, o casă bună ar trebui să ne întindem cu proiectul undeva la 6, 7, 8 luni. În pietri, ăsta e la satana, e clar. Da, nu i-am zis așa, dar așa am gândit, zic, nu, 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 asta e împotrivire. Dar după ce ne-am făcut proiectul, mă sunt într-o poziția să ne ducem să mai plătim încă o proiectul, că ne-am dat seama că anumite chestii ar trebui făcute altcumva. Și ne-am adus aminte de cuvintele ăluia. Ne luăm timp. Ne luăm timp și facem plan. Și asta zice Pavel. Știți ce? Eu nu am făcut biserica oricum. Eu am fost un arhitect zidara asta înseamnă am fost un arhitect înțelept. Poți să fii și un arhitect care nu ești înțelept. Am fost un arhitect înțelept. Adică, ce face arhitectul? În primul rând, își face viziunea, află viziunea. Vreau o casă cu vedere, nu? Viziunea. Și după aceea ce începe? Pe baza viziunii începe un plan. Pe baza unui plan se formează o strategie. Câți dintre noi venim din biserici unde știm foarte clar viziunea, planul, și strategia pentru atingerea viziunii. Câți dintre noi venim din biserici unde sunt bugete clare, avem bugete puse deoparte pentru a ne atinge viziunea deja declarată. Nu avem un plan. Noi suntem în plan. Și de ce nu se fac planuri? Pentru că planurile te pun la bolovoc. Să vezi dacă ai împlinit termene sau nu ai împlinit termene. Dacă ai înaintat sau nu ai înaintat. Planul te evaluează unde anumești. Și Pavel când se luptă, nu se luptă cu mâinile goale, el se luptă pe ceea ce știa clar. Nu e suficient să știi ce faci. E important și vital să știi, punctul 3, cum faci cu asta închei. Cum faci? Cum faci? Hai să facem, 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 hai să facem. Stop! Hai să vedem. Cum facem lucrurile. Hai să vedem care este strade, care, ce anume trebuie să facem să nu repetăm istoria. Știți proverbul acela, da? Că dacă nu înveți din greșeli, le vei repeta. Dacă nu înveți din istorie, istoria se va repeta. Dar ca să înveți, trebuie să te apuci să studiezi. Mi-aduc aminte când am început Biserica.0, de fapt au fost câțiva ani buni, când din umbră am stat și am studiat. Am studiat pe ea, am studiat pe ceilalți, am studiat pe ceilalți, am studiat pe acei uh, penticostali, pe acei baptiști, pe acei carismatici. Întotdeauna m-am uitat la lucrările care au crescut. Am studiat istoriile bisericii care au crescut. M-am dus la într-o biserică baptistă și am zis, dar wow, ce e aici? Ei, ce e aici? E ce aici, ce de atunci. Atunci am dus în istorie să văd ce i-a determinat să ajungă unde erau? Erau istorie acolo. Erau elemente care trebuiau luate în considerare. E foarte important nu doar să faci lucruri pentru Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că zice fie a fiecăruia, lucrarea fiecăruia. Spune, lucrarea fiecăruia. Adică și a ta. Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Va veni ziua când va fi dezvelită, arătată și ți va spune cum ai făcut. Și Pavel zice, oameni buni, nu este doar să facem, ci cum anume să facem. Și spune foarte clar că înainte de toate, înainte de toate, ca să ai garanția că Dumnezeu îți va binecuvânta acea lucrare și vorbim despre biserică, ca să ai garanția că te va binecuvânta pe tine personal și vorbesc despre viața ta. Ai versetul 11. Căci nimeni, spune nimeni, nimeni, oameni buni, nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Isus Hristos. Creștinismul nu are de-a face cu cunoștința ta despre Isus Hristos. Biserica nu are de-a face cu cunoștințele tale despre Isus Hristos. Creștinismul este despre o Persoană este despre Isus. Dacă viața ta nu se învârte în jurul persoanei, Domnului Isus Hristos, revizuiește-o. Vezi ce anume se întâmplă în viața ta, de ce se întâmplă în viața ta. Dacă, dacă nimeni n-a semănat, dacă nimeni dintre voi, vedeți, mulți dintre voi vre, vreți, să crea, vreți să creșteți, vreți să vă dezvoltați spiritual, cui îi dai tu voi în viața ta să să dească? să ude. ceea ce înseamnă. Să-ți dea influență, să-ți dea învățătură, să se îngrijească de semințele care le pune acolo, să zidească în viața ta. Vrei să fii cel care lucrează împreună cu Domnul? Vrei să ajungi să sădești? Vrei să ajungi să uzi? Vrei să ajungi să clădești? Frate, nu merge altcumva decât dacă stai sub oameni. Dacă stai sub oameni care pun semințe în viața ta, care le udă, care le îngrijesc. Ce înseamnă îngrijit? Am, anul ăsta am, am văzut, soția mea e îndrăgostită de lucru în grădină, are o grădină și am văzut ce înseamnă. În primul rând, ca să-ți crească o roșie, îi trebuie un băț. Eu am crezut că roșiile pot crește așa și pe jos. Deci trebuie un îndreptar al învățăturii. Trebuie să fie cineva care spune, nu, 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 te duci strâmb, vină mai aproape. Înțelegeți că ne este greu să ne evaluăm pe noi fără ca alții din exterior să ne evalueze. Trebuie să ai oameni în viața ta care te poți duce la ei și să spunem, Ui, ok, care părerea ta? Ce, cu, cu, cum mă vezi tu? De exemplu, în Biserica zero, vă spuneam la începutul predicii că evaluăm pe cei care predică, dar mă evaluează și pe mine. Îmi evaluează slujirea, îmi evaluează modul în care predic, cum anume predic, cum anume uh, au influență predicile. Și degeaba mă văd eu și degeaba vin unii și mă încurajează dacă evaluarea în biserica mea este negativă. Și normal când îți este negativ, știi foarte clar cu e vina. A celor din biserică. Nu, <răză> Când lucrurile merg prost într-o biserică, E greșeala celuia care este arhitectul. Meșterul zidar. Nu a pus temelia. Și mă întorc la acest cuvânt. Temelia, fundamentul este Iisus Hristos. Pune-L pe Iisus Hristos în familia ta. Pune-L pe Iisus Hristos în, 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 viața ta. Și spunea un afacerist ieri că noi obișnuim ca să fim o mărturie pentru lume, așa înainte să începem lucru cu colegii creștini de acolo, că el era șeful, îi adun și ne rugăm și cerem binecuvântarea și ca să fim o mărturie și am zis stop. Nu pentru asta faci lucruri. Faci lucruri extraordinare și așa trebuie să fie. De fapt, Dumnezeu te binecuvântează nu pentru că faci lucrul ăsta să fie o mărturie, ci pentru că tu îl pui pe Iisus Hristos, Domnul, pe primul loc în afacerea ta. Adică arăți tuturor cu aparține viața ta și cu aparține business-ul tău. De ce cântecele noastre, urmăriți cu atenție, toate au acest nume măreț și minunat, Iisus. Pentru că noi declarăm, biserica asta este a lui Iisus. Amin. Și biserica asta este condusă după principiul lui Iisus și biserica asta este condusă de persoana lui Iisus, cum? Prin cuvântul său, prin cuvintele care merg în acord cu cuvântul său. Amin? Amin. Mergem mai departe, în versetul 12, iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, len, fânt, trestie și mulți au scindat între aur, argint, pietre scumpe, și lemn, fân și trestie, că vine focul și le arde. Dacă când pregăteam textul acesta și stăteam înaintea Domnului, Doamne, dar eu știu foarte clar că aurul se topește. E o anumită temperatură când ai ajuns și l-ai topit, gata, l-ai scos de acolo, că se duce. Și aurul, dacă vine focul, se duce. Și argintul la fel. Pietrele rămân. Dar și alea se strică în urma focului. Despre ce vă anume vorbește Domnul? Vorbește despre calitatea materialelor cu care tu îți vei face casa. Câți dintre voi vă puteți imagina că cel care a plătit cu lemn și fân și a putut face o casă extraordinară, comparativ cu cel care a plătit în aur și argint? Opa, nu ați gândit din perspectiva asta, nu? V-ați gândit că l-a pus aur. Măi, cum are, ce cărămizi, faina, să ai cărămizi așa de aur, să le pui, mai torni și o fundație, o centură de aur, aia de argint, așa să strălucească la vecini. Nu, nu, e costul lucrării. Unul a muncit ca pentru aur, pentru domnul, altul pentru argint, altul pentru pietre scumpe, altul lemn, vân, trestie. Și fiecare a putut cumpăra cu resursele respective anumite materiale. Și vorba despre tine. Va veni vremea, frate și soră, când fiecare dintre noi vom sta în fața scaunului de judecată al Domnului. Hai mă, noi suntem rescumpărat, noi mergem direct în cer în cartier rezidențial pregătit de Isus, ca așa a spus. Nu? Va fi judecata noastră. Nu pentru pedeapsa veșnică, ci pentru răsplată. Ha, frate, soră, va veni momentul când Isus, de pe tronul său, va zice, ok, ați văzut ce casă și-a făcut. Nu, acum atragem cortina să vedem ce e în spate. Că zice cuvântul că fiecare lucrare va fi dată pe față. Și se va trage cortina și vei vedea, vei vedea că nu este important ce ai făcut pentru Domnul. Că unii considerăm <susă> <susă> nu ai ajuns pe scenă. Aia e high level. High level. High, 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 high level. Așa când stai și spui un bun venit sau conduci oameni parcare, ai să fii în serie, ai unde, unde simți puterea Ducului Domnului. Și pierdem din vedere faptul că la Domnul și ăla și ăsta sunt nimic. Pentru că El face totul. Și ăla și ăsta nu va fi. Atenție! Nu va fi judecat prin prisma a ce a făcut, ci cum a făcut. Și va veni momentul că de aceea spune, mai ales voi cea care veți cuvântul, veți primi o judecată mai aspră. De ce? Pentru că eu am stat în vața voastră și v-am învățat, v-am predicat cuvântul meu, v-am spus ce să faceți. Și pericolul cel mai mare la cel care predică este să vă dea principii și adevăruri extraordinare care poate să ajungă să nu le mai trăiască. Dar el să fie mulțumit că e la locul potrivit. Nu contează atâta timp cât am. E bine, sunt, sunt acolo unde mă cheamă Domnul. Serios. Nu suport fraților atitudini. Pentru că, vedeți, noi ne gândim de multe ori la judecată. Ne gândim că doar atunci vor fi date pe față. Vreau să vă spun, lucrările noastre vor fi date pe față și aici pe pământ. Dumnezeu zice, poate să zică oricând, în felul în care ne-ar ne putea surprinde pe toți, să zică ok... Facem o evaluare. Trageți cortina! Ha! Nu așa zice și în Apocalipsa. Nu n zice și apocalipsă. Apocalipsa. Unii zic, Băi, ce lumesc e vreodă. Eu nu mai merg la biserica asta. Vreau bine te binecuvânteze. Dar în Apocalipsa zice că îți merge numele, că ești viu, ești mort. Că ești îmbrăcat, dar ești... Gol. Da, era 2-0 deja, da. Înțelegeți, oameni buni. Putem avea o impresie greșită despre ce facem pentru că nu ne uităm la cum facem. Ce preț plătești pentru ce faci? Ce pre... Care este atitudinea imitală? Dumnezeu nu te-a chemat, hai să vă dau o veste bună și relaxantă. Pe mine nu m-a chemat. Pe mine nu m-a chemat să stau veghetorul tău, să văd dacă tu faci sau nu faci ce predic. Și nici pe tine. Zice să veghem unii asupra altora și dacă vedem, să îi îndemnăm, asta este altceva, asta este ajutor, este smurdul spiritual de intervenție și de a ajuta pe oameni să nu se îndepărteze de Domnul, dar responsabil numărul unu despre viața ta ești tu. Și responsabil despre viața mea sunt eu. Și Dumnezeu mă va întreba, atenție, atenție, Toată lumea asta poate fi în apostază, toată lumea asta poate să-și piardă credința adevărată în, în Domnul, să fie în să fi, sărăcească, să fie mort spiritual și tu să fii viu. E posibil! E posibil! S-a întâmplat de N ori în istorie și se poate întâmpla și astăzi. De aceea încetează astăzi să te mai uiți în dreapta și în stânga, în față și în spate în ce privește viața ta spirituală. În ce privește viața ta spirituală, este un singur responsabil. Tu. Tu. Și tu poți face diferența. E greu. E greu când e singur. Dar e bine când se adună unii cu același scop, cu aceeași vină. Și încep de la 1 să fie doi. De la doi să fie patru. De la patru să fie șase. Dar scopul numărul 1 al 2 este despre tine. Pentru că ăla care se întâlnește cu Dumnezeu va schimba lumea din jurul său. Amin? Îi va atrage. Iisus n nav... Gândiți-vă la Iisus. Câți dintre voi considerați că noi putem face și putem trăi același lucru pe care l-a trăit Domnul? De ce? Este scris. Este scris cuvântul lui. Ba mai mult vom face lucruri și mai mari. Bun. Hai să vedem ce a făcut Iisus. A împărțit pliante în tot Israelul. La radio era reclamă non-stop non-stop. Veniți astăzi la Isus Ministri. Veți beneficia de vindecări, eliberări. Dați astăzi share la predica de pe munte. Vă dați seama că oamenii nu mai avea ce face cu oamenii din jurul lui. Când ești plin de Duhul lui Dumnezeu, oamenii vor veni ca muștele la miere. Mă scuzați de expresie, dar asta e realitatea. Oamenii vor veni pentru că acolo este viață. Oamenii vor veni pentru că știu că vor găsi pe Dumnezeu lângă tine. Oamenii știu că au nevoie de Dumnezeu. Nu trebuie să-i convingi. Întâlnește-te tu cu Dumnezeu. Și ai să vezi că vor veni mulți să bea din apele vieții care pot curge din tine și din mine. Amin?